Un meci și prin care aș vrea să încep, prin a felicita băieții de la echipa Energiei pentru atitudine și pentru spiritul de care au dat dovadă. E un meci în care am câștigat, sigur, mă bucură victoria, ne trebuia această victorie, dar nu e meciul pentru care noi ne-am pregătit și nu e atitudinea și modul în care noi trebuia să ne comportăm pe teren. Am avut o zi bună la aruncările de 3 puncte, au intrat aruncările pe tranziție și sigur că am respectat doar un singur lucru și anume menținerea tempoului de joc, știind că Energia nu are o bancă lungă, trec prin aceste probleme și sigur că una peste alta pe final, prin dozarea efortului să putem să controlăm jocul. În rest, ce să vă spun, îi felicit, sunt convins că nu se oprește totul aici. Ei au muncit și au creat o imagine și un lucru deosebit, în primul rând prin atitudine și sigur că sunt convins că toți cei factorii de conducere sau cei care trebuie să gestioneze această situație vor găsi soluții. Și la noi sunt întârzieri salariare, sunt lucruri normale, cu ghilimele de rigoare, dar acest lucru nu justifică și nu scade cu nimic din meritul privind modul în care Energia a jucat și din păcate din lipsa noastră de concentrare și de atitudine pe care am arătat-o. E un joc, a fost un joc de uzură, un joc pe care noi l-am câștigat datorită rotației mai mari și sigur că, primul rând, datorită unui procentaj bun pe 3 puncte. Atât în general. Practic, în acest moment, în grupa aveți să joacă locul 8. Cine pleacă cu prima șansă? În mod normal, ne batem noi cu Piteștiul. Piteștiul s-a întărit, așa cum știți, au luat într-une 3 săptămâni 3 jucători buni. Sigur, acum poate nici timpul necesar de a integra, de a crea un joc bun de echipă. E o echipă mult mai fizică, e o echipă mult mai puternică din punct de vedere fizic ca noi, dar noi ne batem și sigur că părerea mea că lupta se va da în 3, pentru locurile 7-8, respectiv Dinamo, Pitești și noi. E un obiectiv pentru care noi nu eram pregătiți, ne-am dorit doar să rămânem în prima ligă, avem un buget care nu spunea mare lucru, dar pentru că am reușit câteva victorii bune, pentru că am arătat o atitudine bună și am reușit câteva victorii în compania unor echipe valoroase, ne-a dat speranță și sigur că acum, prin acest dezavantaj creat de problema financiară a Energiei, ne dorim și tragem tare să prindem locul 8. Mersi frumos. Sunt negru. Ține în sus că aici. Putem începe? Da. Da. Mm-hmm.
Despre meci, eu vreau să spun că este foarte greu să câștigi dacă primești o grăjnă de puncte acasă la tine. Normal, știm cu tot și de ce echipa adversă a marcat așa de mult. Știți foarte bine că banca noastră era scurtă, jucătorii nu puteau rezista 40 de minute. Eu țin să-i felicit și pentru randament și aportul de joc și pentru atitudine. Știm situația, să ne fie foarte greu de acum înainte. Noi vom încerca la fiecare meci să dăm totul și de ce nu să câștigăm câteva meciuri. O să fie foarte greu, trebuie să recunoaștem. Cred că nimeni nu contestă faptul că va fi foarte greu. La final, jucătorii au părăsit cu ochii în lacrimi. Nu au părăsit. Dacă joci împotriva unei echipe care folosește 10 jucători și joci 6, este normal. Nu au părăsit, că și pe final noi am tot încercat să reducem din diferența. Am avut câteva aruncări libere care au fost tratate, eu zic, tot pe fondul Buseli. Și diferența a rămas la acolo în jur de 10 puncte, așa că era foarte greu să reducem. Vă veți antrenat acum înainte? Există posibilitatea să... Nu înțeleg. Veți face antrenamente de acum înainte? Dar dumneavoastră știți vreo echipă care să nu facă antrenamente? Acceptă jucătorii să... Vine la antrenamente, se pregătească pentru meciuri? Nu știu la ce vă referiți, vreau să fiți mai concret, că nu înțeleg întrebarea. Se vor efectua antrenamente? Orice echipă, indiferent de sport, face antrenamente. De ce să nu faci? Nu mai sunteți în grevă. Asta e întrebarea despre grevă. Nu mai este nicio grevă. Nu mai este nicio grevă, vom face antrenamente normal, vom pregăti cât mai bine putem. Sigur, nici la antrenamente nu putem lucra cum ne-am fi dorit, datorită faptului că și la antrenamente vom fi maximum 10 jucători cu niște junior, dar în condițiile de față noi vom încerca să facem, să ne descurcăm cât mai bine se poate. Până la urmă sunt jucători profesioniști, și eu sunt profesionist, ne-am ales să rămânem aici și până la sfârșitul campionatului vrem activitatea noastră să se desfășoare așa onorabil, cât mai onorabil se poate, și pentru noi, dar în primul rând pentru echipa și pentru fani. Și nu spun asta că... Sunt foarte sincer, mi-a plăcut, chiar mi era foarte impresionant reacția publicului pe final. Care a plecat o serie de jucători. Da. Horn n-a mai jucat, astăzi va juca în continuare, rămâne? În orice este posibil pentru Horn, deocamdată el este membru echipei și noi dorim să rămână și el până la final. Dar nu putem exclude nimic. Știți care e situația. Care este targetul pentru targetul? Evident este să rămână echipa în divizia, să nu retrogradăm. Avem un avantaj față de cele două candidate, Medias, care astăzi au pierdut și cred că are șanse și mai puține, și Timișoara. În consecință, noi să trebuiască să câștigăm măcar minimum un meci. Dar asta nu înseamnă că la celelalte meciuri o să ne prezentăm, o să facem numai act de prezență. O să încercăm cum am încercat și astăzi. Evident, se va acumula și oboseala, trebuie să ne așteptăm la asta. După 3-4 meciuri, normal că o să fim și mai obosiți. Dar, cum v-am spus, noi o să continuăm să prezentăm culorile clubului și orașul cât mai onorabil se poate. Să fac eu introducerea, doriți să începeți cu introducerea. Miercuri avem meciul împotriva echipei din Ucraina, împotriva Chimic. În condiții normale ar fi fost un meci decisiv pentru calificare în faza următoare. Din păcate, șansele noastre sunt foarte mici, trebuie să recunoaștem. Dar și la meciul de miercuri, mai ales că nu reprezentam numai orașul și culorile clubului, dar practic reprezentam basketul românesc, vrem să jucăm cât mai bine se poate și să terminăm acest parcurs pe FIBA Eurocup onorabil, cum am spus și anterior. Consider, cu toate că
rezultatul aparține la mai mulți oameni. Anul ăsta energia s-a onorat blazonul. Anul trecut eram pe locul 3, am reușit să ajungem până la top 16. Dacă condițiile erau total diferite, eu sunt convins că ne calificam în turneul de final și după aceea orice era posibil. Din păcate s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, care nu depinde de noi. Dar, repet, noi o să ne pregătim și o să încercăm să terminăm prezența noastră, să dăm capăt prezenței noastre la FIBA Eurocup cât mai bine se poate, cât mai onorabil. Ar fi un minune să... În sport, orice este posibil, dar trebuie să fim și realist. Eu aș dori să rămân la ideea, la ce am spus înainte. Este o performanță, după mine, foarte, foarte mare, ca în al doilea an consecutiv, energia a avut prezența pe care a avut-o la o competiție europeană.